Joi, la București, la sediul Departamentului pentru Energie, a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara. Deși ortacii și liderii de sindicat au cerut în repetate rânduri demiterea șefilor societății, acest lucru nici nu a fost luat în calcul la ședința Consiliului de Administrație. Săptămâna trecută, în urma negocierilor dintre sindicat și administrație care au detensionat protestul minerilor de la Lonea, Vulcan și Lupeni, protestatarilor care au scandat demisia, li s-a spus că în prima ședință de Consiliu de Administrație se va lua în discuție schimbarea lui Niculescu și Drăgoi, urmând ca mai apoi să se facă schimbări și la nivelul directorilor de unități miniere. Minerii au renunțat la protest în momentul în care s-a încheiat un protocol care prevedea și demiterea conducerii CEH. Acest lucru nu s-a întâmplat la prima ședință a Consiliului de Administrație.